Nici nu s-au stins bine ecourile alegerilor locale, că deja sună trâmbițele parlamentarelor. La București se duc în această perioadă negocieri intense pentru desemnarea candidaților. Bursa zvonurilor dă ca și sigure câteva candidaturi. În mehedințe, reprezentanții Uniunii Social-Liberale dau din colț în colț și nu știu cum să împace aspiranții la fotorile de parlamentari din cele trei partide. Până la urmă, trebuie să prindă o bucată de ciolan atât cei din PSD cât și cei din PNL și PC. Printre cele mai vehiculate nume pentru alegerile parlamentare îi regăsim pe Alin Budulan. Este președinte executiv al Partidului Conservator și aspiră la un fotoriu de deputat. Formațiunea din care face parte și el personal încearcă impunerea candidaturii sale pe un colegiu de deputat. Conservatorii sunt hotărâți să nu se dea la o parte și să nu mai fie trași pe sfoară, cum s-a întâmplat până acum. Viorel Palașcă este deputat ales pe listele PNL și dorește să-și menține colegiul de deputat și la următoarele alegeri. Liviu Mazilu, președintele PNL Mehedinți, poate fi candidatura surpriză de la Parlament care l-ar lăsa pe Viorel Palașcă în afara candidaților desemnați de Uniune pentru alegerile parlamentare. Petre Daia este senator PSD de Mehedinți și el își dorește o nouă candidatură, dar se pare că partidul ar cam încerca să se debaraseze de el. Alexandru Bălănescu este consilier județean din partea PSD și poate fi o variantă pe care partidul Oian calcul pentru o candidatură pe un colegiu din Mehedinți. Eugenii Nicolicea poate fi cea mai mare surpriză pentru PSD. În parteneriatul semnat între PSD și UNPR, este prevăzut ca parlamentarii să și păstreze colegiile. Așa că nu este exclus ca în campania pentru parlamentare PSD-ul se lipească afișe pentru susținerea deputatului Eugenii Nicolicea pentru un loc de parlamentar. Probabil că situația îl va enerva la culme pe președintele PSD Adrian Duicu, dar ordinele de partid sunt ferme. Copreședintele USL, Victor Ponta, a declarat că negocierile sunt ca și terminate. Ponta a adăugat că Alianța de Centru Dreapta își păstrează colegiile, asta însemnând parlamentarii PNL și PC. De asemenea, în Alianța de Centru Stânga, cei din PSD și UNPR. Prin urmare, cel puțin trei candidaturi din partea USL Mehedinți sunt sigure. Petre Daia, candidat la Senat din partea PSD, Viorel Palașcă de la PNL, pe un colegiu de deputat și Eugen Nicolicea, candidat tot pentru o funcție de deputat din partea UNPR. Ponta a mai spus că sunt vor fi convocate întâlniri cu președinții PSD de consilii județene, cu primarii reședințelor de județ și cu membrii Consiliului Executiv Național, unde va fi supusă la vot și ratificată această negociere în cadrul USL.